suntem aici într-o zi cu o însemnătate deosebită pentru istoria și cultura devenirii statului român. O zi cu o semnificație deosebită, o zi care a reprezentat Ziua Națională a României pentru foarte mult timp. O zi în care cinstim contribuția pe care regii României, familia regală, au dus-o la dezvoltarea României. Am depus astăzi o serie de coroane pentru a cinsti memoria regilor noștri care au făurit statul modern român și care au lăsat în urmă o moștenire pe care noi suntem datori să o ducem mai departe, să o transmitem generațiilor care vin. Fără contribuția regalității în dezvoltarea statului român, nu am fi fost aici și trebuie să recunoaștem acest lucru și să-l menținem viu întotdeauna. Iar Partidul Național Liberal întotdeauna face acest lucru și recunoaște contribuția familiei regale și contribuția valorilor fundamentale care au făcut ca în istoria recentă și astăzi România să fie un stat mândru cu un viitor bun în cadrul Uniunii Europene. Mulțumim din inimă invitației domnului președinte Cristi Mitrofan. Dacă nu, până de mult petreceam această sărbătoare la Palatul Elisabeta și la Săvârșin. Iată că după încetarea din viața regelui Mihai, ne regăsim aici la orașul regal, orașul Curtea de Argeș, la invitația colegilor noștri din Curtea de Argeș și la această capelă regală de care face parte cumva ține de mănăstirea Curtea de Argeș. De ce? Pentru că nu monarhia, unul dintre principiile monarhiei este acela nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Și noi trebuie să respectăm acest principiu și cred că nu există o locație mai nimerită pentru acest lucru. Mulțumim încă o dată pentru invitație. În această zi superbă am venit la pentru a depune două coroane de flori pentru ziua regelui și ar trebui să ne amintim cuvintele regelui nostru în care ne spune că lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. 10 mai este o zi istorică pentru noi liberalii, pentru noi românii. Este cu o triplă însemnătate, 10 mai 1866, atunci când pentru prima dată a călcat pe pământ românesc și a venit în țara noastră regele Carol de Hohenzollern, de Sigmaringen. 10 mai 1877, domnia regală s-a obținut independența de stat a României și 10 mai 1881, când principatul a devenit regat, iar regele a fost încoronat. Avem datoria morală în calitate de liberali să cinstim acești eroi în noi, acești regi și această zi, 10 mai, a devenit din 2015, printr-o decizia Camerei Deputaților, Ziua Națională a Regalității. Prin acest eveniment, noi am punctat anual și eu personal am venit de la Pitești alături de colegii mei din Curtea de Argeș să depunem o coroană de flori în cinstea acestor mari oameni de stat. În vechea tradiție a Partidului Național Liberal, filiala Curtea de Argeș și a Partidului Național Liberal, am depus coroane la mormântul regilor, aniversând astăzi Ziua Regalității. Noi, după cum știți, în Curtea de Argeș suntem primul oraș regal și nu întâmplător, pentru că domnul președinte Adrian Minuțescu împreună cu mine am făcut demersurile pentru acest lucru. Tot astăzi trebuie să recunoaștem, suntem pe deplin fericiți pentru că grupul parlamentar liberal din Senatul României a propus și a fost aprobat în unanimitate ca sala de ședințe, plenul Senatului să se numească începând de azi Regele Mihai. Trebuie să ne respectăm istoria ca să avem un viitor pe măsură. Zece mai înseamnă în primul rând nu numai ziua monarhiei, a independenței țării, dar și a trecerii României de la evul mediu românesc la modernitate. Pentru că regalitatea împreună cu Partidul Național Liberal
care a fost implicat în tot și în toate în modernizarea României. Pentru că puțin cunosc că Brătianu cel bătrân, adică Ion Cebrătianu, l-a adus pe principele Carol în România, a pășit pentru prima dată pe 8 mai, iar la 10 mai a fost, după în urma unui plebiscit, cu o zi înainte, a fost încoronat ca domnitor sau principe, cum era titulatura diplomației al României. Să nu uităm că în Constituția din 1866, dată de primul viitor rege al României, și titulatura numelui ca stat a fost de România, iar prin acea Constituție, încă de la 1866, nu făcea nicio referire la vasalitatea otomană. Mulți confundă 9 mai, proclamarea independenței, în adunarea deputaților, de fapt, că așa se numea atunci, adunarea deputaților de către Mihail Cogărnicianu, un mare monarhist și nu un republican, cum vor alții să spună. Cine n-a citit, îi îndemn să citească despre Mihail Cogălnicianu, să vadă că toată viața lui a fost un monarhist. Cum l-a slujit pe Cuza, tot la fel l-a slujit și pe principele și viitorul rege a României, Carol I.